Piesa de rezistență este acest jacuzzi pe care o să-l folosim. Timi a bătut pe toți. Stai bă că nu pot să o împing. Am luat doi, unul pentru ea și unul pentru mine. Mi-a sabotat paharul. Când vrei să râzi că ai bani, îi dă-le la carton de 10, bio. O bătute, Alina taie castraveți, hai că este bine. V-a spus amândouă pe treabă. E un mesaj, poate. Da. Și ce am băut noi dimineața asta? Cafea de aur. Am încercat să le fac pe Spike. Mi-a ieșit ca un hot dog de la Ikea pe care îl cheamă Spike. Mă, nu mai băga în ceață! Hai, încheiem, gata, deci pa! Deci încheiem vlogul. Încheiem, da. Îl încheiem, mă! Hai, Alino! Hai cu neața și cu toate alea. Prima călătorie pe anul ăsta, pe 2023, începe din Oradea. O să mergem în Oradea, acum suntem undeva la Sibiu. A trebuit să intru aici la Altex să-mi iau și o cameră, pentru că camera mea mică, cea de la DJI, aia drăguță, simpatică, care e filma bine, nu o mai găsesc, am pierdut-o, am căutat-o, de mi-a venit eu. Și atunci am intrat și la Altex și am luat-o pe a treia, adică DJI Osmo Action 3. Am mai făcut un pas, nu era cazul să ne luăm acum o altă cameră, dar asta e, se mai întâmplă și lucruri din asta. Mergem acum să achităm camera. Am găsit-o. Tu găsești zoom? La... stai așa, a, aici? Sau? A, aici, ok. Gata. Și după aia vedem... vedem ce am cumpărat. Pe net arată bine. Din specificații. Hai să o plătim. Am luat jucărie. Ia, ce mică e. Ia, vezi, mă. Atât e. Ce ai făcut? 18 bastoane. 18 bastoane. 18. Și a venit la pachet cu fornete. Asta e cadou. Bă, nu știu chiar unde. Dacă o să o găsesc, o să aia o am, e bună pentru altceva, că se poate agăța așa frumos de piele, nu știu ce, dar asta, mă rog, are niște chestii în plus, nu era cazul să-mi iau acum, dar n-am avut un control. Asta e. Dacă ne aștează fetele la mașină, cred că de 40 de minute. Ia, idem? Hai cu neața, Alina. Neața! Neața tuturor! Neața! Toți! Tot în aceeași formulă, după cum știți de 4, plecăm prin țară, dar în jurul orăzii. Da, am luat o cazare în Oradea unde o să stăm timp de 7 sau 8 zile și o să explorăm așa, împrejurimile orăzii. Nouă ne-a plăcut foarte mult când am fost de Crăciun, știți foarte bine că am lăudat și am spus că trebuie neapărat să ne întoarcem să vedem cum arată și pe timp de zi. Iar da, 2023 începe cu Oradea. Primul unboxing de acest fel, în mașină, direct de pe autostradă. M-a ajutat Ana aici, a băgat unghiile să dea folia jos. Acum mi-e mai ușor să o deschid. Mare lucru în asta noi, avem o cameră. A, da, e bine, calitate, se simte. Sper să nu mai pierd și pe asta. Și pe aici, ia ține Alina. Bine, tu ai și un istoric așa cu camerele. Ai stricat două până acum. Da, ștoul meu și aici, ia să vedem ce ne-a dat, să mă pun mai bine așa, aici avem o carcasă, pe care nu știu dacă o să o folosesc, oricum o să-mi iau eu o altă carcasă, să pot să agăț de ea și lumina și asta e un capul de încărcare și bateria, atât, încărcător, merge cu încărcătorul telefonului. Asta a fost camera. Am cercetate cu telefonul că am tendința mereu să mă uit în ecran și se vede ciudat. Am tendința să mă uit în ecran, se știe, Cezau și cu echipa pleacă pe Oradea mare oraș, pe surprize. Da, o să montez camera pe trepied. Pe suportul de mână, apropo, și suportul de mână l-am pierdut cu camera. Am unul de rezervă până mi-l iau înapoi pe ăla, că eu sunt ca bătrânie. Trebuie să mi iau tot pe ăla. Și o să începem să filmăm cu ea, să vedem diferențele. Gata, mă, pe da, bravo, nu suntem noi atenți. Gata, după multe ore de mers am ajuns în Oradea și acum căutăm casa unde o să stăm în următoarele 7 zile. 7 zile sau câte zile stăm, mă, că am și uitat? 7 zile. Acum vedeți și camera nouă, gata, suntem pe ea. Aici, mă, aici e 43 și unde e 43B? Asta e problema noastră. că nu găsim. Hai să zicem lui Ana să sune, ea la proprietar. Da, da, uite, zi tu, și gata. Ana, mai bine sunt ura tanti asta. Și spune-i, suntem la 43, un cotor. Fix asta e înscris. Un cotor? Un cotor. Am avut o mică eroare. O eroare de vreo 9 km. Am ajuns în Oradea, însă cazarea noastră era lângă Oradea, la Sfântul Andrei, nu știu cum e aici acolo, Sfântul Andrei. Strada era la fel, adică se numea la fel strada și atunci știam că e Oradea, am dat acolo direct Oradea și strada și bineînțeles că am ajuns în altă parte. N-are nimic, suntem pe drumul cel bun. Bă, eroare de 9 km nu e așa rău. Ne mai primăm puțin. Ideea era să nu fim cazați în Timișoara. Da. Așa, domnul, închideți poarta. Am ajuns, gata. Suntem la noua noastră casă pentru următoarea săptămână. Toată această casă am închiriat-o. O să vedeți și voi cum arată și înăuntru. O să o explorăm așa cu toții. Vă poftim până la bine, bine ne-ați găsit. E bine am venit. Uite, Ana deja știe care ești tu, cu cheia, cu tot. Ea s-a informat acolo. Ia vezi pe ăla, el e primul. Doamna de aici a lăsat informațiile tot. Hai să vedem. Așa. Din prima vă bag. Ia să vedem. Bă, da, este frumos. Este frumos. Ia uitați și voi ce casă mare avem. Aici... Oh, bine-s! Jacuzzi frumos, mașina de spălat. O casă frumoasă. Muzică, televizor, tot. Aici primul dormitor. Primul dormitor. Ah, asta a fost dormitorul copilului. Ah. E fericit. Oh, și televizor mare. Tibi fericit care are Xbox și poate să se joace. A? Are Xbox, îi zice bun? Păi eu, dar... Păi nu, că îți zic eu cum să o rezolvi. Aici, în caz că ne plictisim, avem să ne și jucăm. Bucătăria foarte frumoasă. Îmi place chiar mult. Pot să spun că e una dintre cazările alea frumoase. Ce frumoasă, foarte frumos, foarte frumoasă casa și primitoare, călduroasă. Ce aici avem? Piesa de rezistență. Jacuzzi. Piesa de rezistență este acest jacuzzi pe care o să-l folosim. Avem frumos vedere în curte. Acolo este bucătăria de vară, să zic așa, cu grătar, cu tot ce trebuie, cu masă de tenis. O să mergem și acolo. Dar e frumos. Mamă, trebuie să băgăm Tibi aici. Oh, dar abia te așteptăm să stăm în el. Oh. Bun. Ce ai aici, Alina? O debara ceva, nu mai contează. E închisă, nu, e închisă. Și da. Living-ul superb. Păi frumos de tot, frate, frumos. Foarte frumos. Suntem bine. M-a venit mai aici. Suntem bine, bine. Da, foarte bine. Spike deja controlează tot. O să mergem la cumpărături. Da. Și eu cred că o să servim niște creveți în seara asta, că suntem pe opulență, pe de-astea, ne permitem și noi. Spaghete, aseară mâncam spaghete. Aseară am mâncat spaghete. Mai de săraci. Cum e Ana? Da? E bine? Ce-a făcut? Să ducem la jucărie. Ia, vă să văd și camera cealaltă. Asta de aici e. Eu am intrat în... Asta e camera asta, da? Ia. Asta e cu mesaj cumva? E cu mesaj, probabil. Aveți cameră cu mesaj? Eu sau aici doarme Tibi? Sau Spike. Încă nu m-am hotărât. Și aveți și aici o baie. Ah, wow, ce aveți o baie ca lume. Lumina? De unde o prindem aici? Ia uitați. Foarte frumoasă casă. Bravo! Deci, domnilor proprietari, că o să vedeți și vlogul acesta. Aveți o casă superbă și ne bucurăm să stăm aici timp de 7 zile. Gata, Ana, te-ai băgat să vezi să faci... Da, vreau să faci check-in-ul. Ce avem, exact, exact. Bun, haideți să mergem și în partea asta-l-altă. Dar ce bate vântul. Am spus că nu avem iarnă, uite, că am dat și de iarnă. Ia! Ia uitați ce frumos e și aici. Avem o masă de tenis, grătarul ăsta superb, unde o să și facem câte ceva. că am venit puși pe treburi serioase. Avem și ceaun, și cuptor, și grătar, tot ce trebuie. Și cred că o să se facă și cald aici. Iar acolo avem toaletele. Vă dați seama că ăsta e un loc foarte, foarte mișto, devenit și vara. E superb, superb. Cu loc de joacă pentru copii acolo și aici. Deci o să vă las link-ul în descriere. Nu avem nicio colaborare cu acești oameni. Dar vă știți, de câte ori găsesc un loc frumos, călduros, vi-l las acolo să știți și voi de el. Și să veniți cu familia sau cu prietenii, este perfect. Casa are 3 dormitoare, deci puteți să veniți 6 persoane fără niciun fel de problemă. Spike! Hai! 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 Aici, mă! Așa! A, și aici jos bănesc că este beciul. Acum că ne-am despachetat, trebuie să mergem să ne facem cumpărăturile. Pentru că avem de stat 7 zile și să ne luăm și noi una alta. Fetele, haideți la cumpărături. Ne conține asta. Da, e numai bine. Mamă, dar ce... Oricând trebuia să ieșim ca să mergem să cumpărăm apă, să cumpărăm ce avem nevoie. Mai ales cu mine, nu aveam ce să facem cu cafea. Mușcă, mușcă bine pe afară. Da, mușcă rău de tot și chiar și prin pantalon roșii. Hai! Fuga! Gata! Ia, vedeți că am luat-o Lidl-ul. Asta e prima tranș. Prima zi. Da. Mâine vom vedea ce cumpărăm. Cumpărăm da. Ia, acum până mâine nu consumăm tot ce avem aici, adică nu, nici chiar așa. Dar mai avem treaba de grătar. Acum am luat doar cărbunii și pentru următoarele zile când o să facem grătar, da, da, o să mai luăm. Alimente, sosuri și... Ce mai avem așa nevoie? De băut, apică, suculete? Asta faci după ce te cazezi. Te-ai cazat, ai lăsat tot ce trebuie și vii să faci cumpărături. Adică să mai cheltui niște bani. Exact. Așa e spartan, ia uite, la luptă cu prada. Ia uite, ăsta a luat cel mai mult. Tibi i-a bătut pe toți. Stai bă că nu pot să oprim! I-a bătut și pe englezi, și pe francezi, și pe toți. Dai seama, am luat 30 de ouă. Să fie? Da. Ce n-am luat? Ține brânzică n-am luat. Ah, pizza. Hai, spre căși. Bagă. Dă-i pedale. Bun, după cumpărături, ce se face în casa asta? Eu cred că se va dormi. Trebuie să mâncăm ceva, un pic. Să gustăm, dar gătim puțin mai încolo. Da. Tu, Ana, cum ești? Tu ești tot la fel de căzută? Ce ți-a luat acolo? Eu fac acum un cub castrave. Pe nu, a luat 2, unul pentru ea și unul pentru mine. Corect. Aveți, deci noi suntem în lipsă. Eu acum vreau să fac un cuba libre. Și mie unul. Sau vrei să le fac eu? Eu vreau să-mi... Vrei? Nu. Eu vreau să-mi gust un strop. Ia spune, Ana, cum ți-am făcut eu de ziua ta... De ziua ta. Revelion. Ziua ta e tot liber. Cum ți-am făcut eu cuba libre? Dacă nu vine cuvântul ăla. Mi-a sabotat paharul. Atâta rom. Cu atâta tu normal bei? Invers. Un pic de rom? Hai zi un 100 de... un 50 de mililitri la un pahar de 200. Eu ți-am pus vreo 200 ceva de mililitri. Dar tu l-ai simțit că fără curent? Da, dar ai zis, hai, revelionul merge. Și a mers? Da, acum... atunci da, pe urmă 4 zile nu, nu mai mers. Bine. Dar acum o să-mi păzesc paharul, promit. Ia uite bă, tot Lidl-ul, mă. Așa e, se vadă bogăția, Alina, ouăle, deci am luat-o... Ia, să-mi sparte pe acolo? Nu. De unde? Că astea, când iei ouă la carton de 30, e ca să mai reduci din bani. E de sărăcie, nu e de bogăție. Să-mi dai și mie unul, ca să pun lângă celălalt. De bogăție, când vrei să arăți că ai bani, iei de-alea la carton de 10, bio. A, și astea sunt așa, nimica special, ouă. Da. Foarte bine. Trebuie să iei pe meciuri, fiecare aici e. Ia uite, Tolănic. E în concediu, ce mama mă știe. Fotbal frumos. Da, aștept să înceapă meciul. Tibi microbist, el e cu microbul. Da, eu m-am desfășurat aici, mi-am făcut biroul în camera copilului, pentru că Cezar este un copil. Trebuie să prindem lumina. Nu știam unde să-mi pun biroul și am găsit aici acest loc foarte frumos. Mi-am pus laptopul. Oamenii ăștia aveau aici și o tastatură, și o imprimantă, și un calculator, dar noi avem. Așa că de aici o să lucrez, pentru că în această escapadă am și de lucru și atunci va trebui să stau și la birou, ar trebui să mă împart așa, și cu filmatul, și cu lucru, și cu statul la socializare și să vedem cum facem. Pentru că așa se întâmplă când nu te aștepți, vine lucru peste tine și peste Cezarau a venit buluc. Am câteva proiecte, câteva website-uri, după cum știți eu mă ocup cu programarea, dezvoltatul de portaluri, website-uri și dintr-o dată au venit așa, început de 2023, se pare că va fi un an bun, pentru că au început proiecte. În 2021 și 2022, toți clienții vechi ai mei au fost pe stand-by așa, adică nu... N-au făcut mai nimic și acum toți vor câte ceva. Asta e un lucru bun pentru că facem bănuțul să plecăm cât mai repede prin lume. Ia vedeți că noaptea asta e colonă plină. Și Tibi stă aici ca Hachiko, o știți bă, Hachiko? Stă ca Hachiko cu cărbunii ca să-i bage aici. De-aia vezi Tibi aici, ce mare frumusețe avem. Da, uite, nu vezi, am adus. Bă, eu zic că deci temperatura aici este, bine, este un pic mai bine decât afară. A? Te lași de fumat. Hai da, doar că aici nu bate vântul, dar mă gândesc că în momentul când o să facem aici, da, ce un tot, mă gândesc când o să facem focul, ca uite aici avem și forță, cuptor, da. Facem forță și o să se încălzească aici. Aici stăm mâine seara, da? Aici stăm mâine seara, ping-pongale. Palete avem? Nu știu, da. Cu minge cu tot? Tot. A, tot, da. Mingea aia nu merge la... Nu. De ce să nu merge? Nu. E cam mare și cam ușoară. Am jucat cu cartofi, pe bune? Bine și anul. Da, sunt cam... Nu contează! Ia, dă-mi. Dă un mic, așa, dă o mână. Gata, spichile, hai, dă-i. Păi da, la minge! Păi cu ce? Păi la minge! Ce faci, mă? Ah, m-am bătut. Hai! E bine. A, nu știu, să ne obișnuim cu asta. A, mine facem cu aici, facem calul. O dată trebuie să faci. Știu, dar... Ia uite, bă! Ce știi, Ana? Am jucat mai devreme cu un cartof, dar o să revenim, că n-am găsit bila aici, dar ne-am descurcat. Masa este gata, ia uite, oamenii sunt pregătiți, tot ce trebuie. Am gătit aici niște file de nu știu ce, de nu știu cum, niște... Mama, au gătit fetele aici niște inele de ceapă și cu niște cartofi prejiți de înnebuniți. Astea sunt alea luate de la Lidl, gen strips în stil american, nu știu ce. Cred că sunt bune, după cum arată. Le-am lăsat noi puțin mai mult decât trebuia, adică ne-am luat cu vorba și cu alea, e acum, na, important e că... Suntem bine, deci am început ziua ok, am venit în vacanță să vedem ce se întâmplă pe aici și în prima zi am stat chill. Așa era bătrânețe, Alina. Să aveți poftă? Nu, se spune mare poftă să aveți. Tu ai reușit, mă, cu sticla aia? Ia uite. Ia vezi, dar are buchet? Ce buchet? Păi ia vezi, are buchet? Ia vezi. A, da. Ia, are? Mam, dar ce are? Am mai băut una înainte. Întotdeauna, prima zi este ziua aia în care cazi lot. După drum, după toate alea, nu că am fi împins la mașină, Ana, până aici, dar așa e. Ne-am început dimineața harnici. Capucino frumos, corect. Ana, capucino și colagen. Acum, da, mi-am dat de colagen de dimineață, că așa e după 30. Dar stai așa, ăsta îl faci cu apă sau cu ce? Cu apă, cu suc, cu ceai, cu ce vreau eu. Pot să pun și în clătite. Și ce-ți face asta? E pentru păr, oase, unghii, particulați, de-aia zic, după 30. Spai că am mâncat și el. E pregătit și lui Efeu, te urez frumos. Momentan așteaptă cafeaua și spai că așa fața are. Cafea aveți? Și așteptăm acum să se trezească și restul grupului, ei încă mai dorm. Deși ne-am culcat toți cam pe aceeași oră, în afară de Tibi, care a mai stat puțin, parcă, nu? Da? Da? Pe acolo. Și este ora 9 dimineața, deci cam gata. Ar trebui ca toată lumea să fie în picioare, să facem anaul aia, să... Trezirea! Și astăzi să mergem pe aici, prin Oradea. Nimeni nu s-a trezit încă și ne-a apucat creația. Am găsit această tablă, acest whiteboard. Aici niște marcări care sunt funcționale. Dacă n-ai avut copilărie? Și am intrat cu Ana pe creație. Ana a întrebat ce facem și am spus nu contează, dă din mânuțe și când s-au trezit oamenii o să vadă aici ceva deosebit. O scoatem Ana la vânzare, așa mergem aici să vedem centru istoric unde se opere de altă, o ducem și pe asta. Eu ce să... Eu nici nu știu, eu nici nu am avut talent așa. Mama, ce le facem? Le facem de astea așa. Bine, habar n-am ce fac. Exact asta, că de-aia am pus așa și facem... Uite, parcă așa era, nu? Ce e ăsta? Ăsta era omul... Okay. Nu știu. Asta însemna ceva? E radical asta. E radical? Da. Și doi, pătrat unde era? Am pus bine? Nu, ăsta e mare, aici apoi. Dacă vrei. Ah, nu știu, boss, de asta, că eu copiam la asta. Eu știu unde știam? Eu eram de 10, biologie și chimie. La matematică, deși lucrez cu cifre, și vestul, deci fii atentă. Știi că se miza pe chestia asta, se miza pe ecuații, pe de-astea. Deci s-au folosit Siana în viață, ecuațiile, da, alea, știi? Nu vorbim de chestii elementare. Exact, alea. Niciodată. Și știi că ce, eram terorizat cu alea. Și ce crezi, sunt economist? Nu am folosit niciodată o ecuație în gestiune sau în... Da, apropo, te întreb și eu pe tine ce faci aici? Am încercat să fac o floare, dar nu mai funcționează. Am făcut povestea cu Tibi, foarte frumos, și diverse texte. Aici l-am făcut pe Spike, care este Spike de aur, pentru că și Tibi de aur. Aici lei ăștia spun, de ce e un zmeu de aur? Pentru că Alina doarme mult. De aur, zic ăștia, și Tibi exact la fel. Doarme. Eu cu Ana, noi nu. Spike spune ham-ham, de aur. Deci, această poveste este o poveste din popor, specifică de aici, din Oradea. Se vede că nu am luat la mine. Da. Și noi în dimineața asta am băut cafea. Atât. Nu știu ce era în ea. Nu, știi ce am băut în dimineața asta? Cafea de aur. De aur. Deci, cam asta se întâmplă când stai și aștepți. Trebuie să faci ceva. Și noi... Opa! Ia, acum i-am văzut pe ăștia de aici. Ăștia ar trebui să stea. De ce? Uite, ăsta vine aici. Gen, așa e. Și Spike, când spune ham-ham, este plin de dragoste. Gata! Mama mea, Spike! Bună dimineața, Alina! Astăzi... Am fost pe creație, am început cu Ana la un proiect, dar l-am preluat eu în totalitate și am lucrat la acest lucru. M-ai lăsat și nici măcar să-mi prind părul, dar îmi să mă duc la baie. Ai deschis camera așa, direct pe fața asta. Da, mea. Păi așa e, noi suntem pe naturale. La noi e pe naturale, pe bio. Bio, dar bio să fie și curat. Pe față, pe ochi, ești ca bine. Să te vadă bine. Ești bine. Deci ăla-i Spike, ăla-i Tibi. Da, și acum depinde cum citești. De oriunde citești, poți să scriezi o altă poveste. Cam asta a fost ideea. De ce Alina doarme mult? E un zmeu, dar, de ar. A, dear. Ce? Dear ai scris în engleză. Unde am scris? N-am scris în engleză. Unde zici tu? Sus, acolo. E un zmeu, dear. De aur. A, păi da. Dacă îl făceai și pe U la fel de mare ca A. Nu, pe e pe creație. Vezi că dacă citești povestea, o să vezi că aur e peste tot. Eu nu văd bossule așa bine. Da. Așa este zise Spike. Da. Și am încercat să-l fac pe Spike. A ieșit ca un hot dog de la Ikea pe care îl cheamă Spike. A ieșit ca, cum să câinii aia, lunguieți și mici pitici, cu picioarele mici și lungi. Am uitat cum se numește rasa aia. Nu cumva, dar... Ham de aur. Și vezi că nu s-a băut nimic, nu s-a fumat nimic. Dă-ți seama, dacă s-ar fi întâmplat să se bea și să se fumeze, cum ar fi ieșit altceva. E bine că se animă lucrurile aici, se face treabă, se face... Alina, ce tai acolo? Nu-l tăia. Un caștravete. Mama, așa faci tu cu caștraveții? Da. Ia-l și tu. Mai blând, așa. Ana, ia, mama, ia vede ce face Ana aici. Facem o omletă cu puțin bacon. Ma, aici sunt ouăle bătute. Ouă bătute, Alina taie castraveți, hai că este bine. V-a spus amândouă pe treabă. E un mesaj, poate. Da. Ce, a, da, cum arată platoul ăsta și tabloul ăla cu fructe, da, e unul la unul de acolo. Bine, că sunt castraveți lângă, dar n-are nimic, ai de la ei. Și domnul Tibica Bătânii e pe scaun acolo, se uită la televizor, la Neața. Așa fac pensionarii, bă. Să mănânc micul dejun. Bine, micul dejun, vezi că fac venele acolo. Bine. Așa. Închidem vlogul. De-aseară? Da, de-aseară. Ați văzut și opera lui Cezarau de dimineață. Ăsta a fost așa, un vlog de introducere în escapada noastră de aici, din Oradea. Acum o să plecăm mai departe. Pentru noi în 2-3 minute, 5-10, iar pentru voi peste vreo 2 zile. Așa că până în următorul vlog de aici din Oradea, ia uite, apropo, a luat Alina, după aia geamantană. Deci noi când plecăm câte 8 luni în călătorie avem, cred că, jumătate din geamantanul ăsta. Iar acum, în asta încap și tu, dacă te forțezi un pic. Deci? Mergem unde? Mergem în centru? O să vizităm centrul Orăzii. Și mergem și la turn? Da. Că am înțeles că e deschis doar până la ora 6 și ar trebui să ne grăbim. Ok. Deci mergem să vedem centrul din Oradea și un turn. O să urcăm un turn să vedem acum cum stau eu cu treaba, cu înălțimea. Nici nu contează, asta să vedem următorul vlog. Acum eu încheiam. Păi da, tu ai zis că mergem în centru. Da, bla 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 și gata. Mă, nu mai băga în ceață. Hai, încheiem, gata. Deci încheiem vlogul. Încheiem, da. Îl încheiem, mă. Da. Mergem. A, pa. Hai, Alino. Ce vrei, mă, de la mine? Până în următorul vlog, hai că ne-ați așteptat ale. A, nu uita să ne urmăriți și pe Instagram, Sister Show, Alina Daminescu. Dați-ne și subscribe dacă n-ați făcut-o până acum, apăsați clopoțelul pentru notificări și ne găsiți și pe OnlyFans Alina Daminescu. Aici, în descriere, găsiți link-ul. N-avea pornirea, Alina, că la Alina trebuie să-i faci de-astea, să pornească, să-i faci așa. Nu, că întorc, să-i faci de-astea. Vum, 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 vum. Hai, pa!